Stoloni Frigo. Am vorbit și într-un clip anterior despre Stoloni Frigo, însă mi se pare că mulți dintre voi ați făcut o confuzie. Stoloni Frigo nu reprezintă un soi anume. Deci, Stolon Frigo sunt aceste plante care sunt recoltate din pepiniere toamna târziu și sunt păstrate la temperaturi optime, mai exact minus 3 grade Celsius, minus 1 grad, în camere frigorifice. Iar primăvara de vreme, când urmează sezonul plantării, sunt trimise spre fermieri pentru a fi plantate direct în câmp sau, bineînțeles, chiar și în solar. Depinde fiecare cum dorește să planteze. Acești stoloni sunt de mai multe clase. Noi avem aici clasa A standard, care se referă la dimensiunea coroanei. Există și clase mai mari, bineînțeles, A+, A++. Acolo vorbim de stoloni care urmează a fi plantați în solar și care o să dea randament doar un singur an, însă o să aibă producție maximă. A început să și plouă, dar asta nu o să mă împiedice să-i plantez. Cum ziceam, aici avem soiul Albion, soiul remontant, care îl prezentam în clipurile anterioare. Noi am cumpărat stolonii de la pepiniera Moara. O să vă las link și în descriere. Sunt ambalați în lăzi de 500 de plante. Depinde, bineînțeles, și de calibru. Dacă sunt mai mari, o să fie în lăzi mai, o să fie mai multe, mai puține plante într-o ladă. Asta este, deci vă rog să nu confundați stolonii frigo cu un anumit tip de, ca și cum ar fi un anumit tip de stolon, un anumit soi. Aveți în partea de jos a ecranului un videoclip unde explic plantarea corectă a stolonilor de căpșuni. Vă invit cu drag să-l urmăriți și vă doresc să aveți parte de recolte bogate.